Avem următorul meci cu Dinamo Auto. Cum se pregătește echipa pentru acest meci? Cât de gata este? Echipa este bine pregătită pentru meciul de sâmbătă, care este un meci de 6 puncte, un meci foarte important pentru noi. Noi suntem încrezuți și mergem cu dorința de a câștiga. Ce ne poți spune despre Dinamo Auto? Nu aș vrea să comentez echipa adversă, fotbalul este fotbal, ieșim pe teren împotriva oricui, oricărei echipe și ne pregătim indiferent de adversar. Zimbro a învins cu 4-0 în meciul precedent cu Dinamo Auto. Putem spune că suntem favoriți în acest meci? Da, a fost un rezultat care deja a rămas în trecut, urmează un nou meci diferit de ceea ce a fost atunci, presupun. Scorul nu contează, poate fi 1-0, 2-0, 3-0, principalul sunt cele 3 puncte. Cât de important este susținerea suporților pentru tine în timpul meciului? Când suporterii sunt alături de noi, noi simțim mereu susținerea lor. Într-adevăr, încurajările lor înseamnă pentru noi foarte mult, sunt ca al 12-lea jucător și ne împing de la spate să mergem și să obținem rezultatele motorite.